Ministerul Sănătății a anunțat că a distribuit o nouă tranșă de rem de sivir în unitățile sanitare cu paturi care au în tratament pacienți infectați cu SARS-CoV-2. Medicamentul a ajuns în 49 de spitale din toată țara pentru bolnavii cu forme medii de boală. Vorbim despre 2.240 de flacoane de rem de sivir de 100 mg din cele 24.160 achiziționate printr-un contract subsecvent în urma acordului cadru încheiat de Comisia Europeană cu firma aducătoare pentru statele membre. Criteriile de repartizare a medicamentului au ținut cont de necesarul minim de flacoane pe pacient, tratat și de numărul pacienților internați, confirmați în secții și în ATI, care necesită administrare. Ministerul Sănătății anunța în urmă cu o zi că a distribuit o altă tranșă de peste 5.600 de flacoane de rem de Sivir în unitățile sanitare cu paturi care au în tratament pacienți infectați cu SARS-CoV-2.